toate aceste milioane încep să se scurgă din bugetul public în momentul în care apare un anunț de participare la licitație. Trecem în revistă cumpărăturile pe care instituțiile publice din România se pregătesc să le facă în perioada următoare. Vedem cât costă dronele pe care le achiziționează armata, cum pierd bugetarii banii pentru papetărie și eșecul din spatele acestei afaceri. Tot acum aflăm cât costă hotelul de lux pe care Ministerul Afacerilor Interne îl renovează pentru specialii din subordine și cum maschează Ministerul Afacerilor Externe o achiziție în spatele unui banal contract de mentenanță. A patra achiziție de drone a fost anunțată de Romtehnica în august. De această dată, compania Ministerului Apărării Naționale intenționează să cumpere 11 drone de 7,6 milioane de lei. Concomitent, alte 22 de drone vor scoate din bugetul Ministerului Apărării alte 100 de milioane de lei. Armata nu se uită la bani atunci când face cumpărături de armament. Cele mai mari șanse pentru câștigarea licitației vor fi furnizorii care vor avea o ofertă tehnică mai bună. Prețul contează numai în proporție de 40%. Raza de acțiune, autonomia de zbor, calitatea imaginilor și garanția sunt criteriile care împreună pot să aducă 60% din punctaj. Oficialii Romtehnica par să se grăbească. Pentru cele 11 drone multicaptări, ei așteaptă ofertele până pe 15 septembrie, urmând ca deschiderea acestora să aibă loc pe 18 septembrie. Cu o zi înainte, se încheie și depunerea ofertelor pentru cele 22 de drone cu aripă fixă, care au o valoare mult mai mare. În decembrie 2022, armata a mai achiziționat drone în valoare de 1,8 miliarde de lei de la compania Elbit System. Totodată, România a mai cumpărat direct de la guvernul Turciei un număr de 18 drone Bayraktar, contra unor sume de 320 de milioane de dolari. Aceste drone au devenit cunoscute în faza de început a războiului din Ucraina, iar țara noastră este al doilea stat european care va intra în posesia lor.